deosebire de Yahoo, are anumite, anumite anumiți diferențiatori foarte, foarte buni, pentru că din ce în ce mai mulți tineri folosesc Gmail la nivel de retenție, la nivel de achiziție de conturi noi. Gmail are o creștere mai mare față de Yahoo, care deja a ajuns la nivelul maxim și acum este într-o oarecare scădere. Și la fel am observat pe parcursul mai multor campanii desfășurate pe Gmail, Gmail versus Yahoo, să spunem, un alt tip de audiență, o audiență poate un pic mai tech savvy, o audiență mai îndreptată către produse noi, către experiențe noi și mai deschisă inclusiv zonei de advertisement, spre deosebire de Yahoo, să spunem. La nivelul, că am pomenit un pic despre Yahoo, se poate și pe Yahoo face... Se poate face și pe Yahoo, însă acolo este tradițional, media tradițională separat, spre deosebire de Gmail, unde poți construi o campanie direct din contul de AdWords și plătești doar la click. Este o campanie mult mai eficientă la nivel de cost și la nivel de targetări pe care poți să le faci în Gmail. Bun. Mi-am conceput o campanie, un mesaj, da? Okay. Intră utilizatorul pe Gmail, unde apare mesajul? Mesajul apare în inbox, în locul, poate să spunem, cel mai profund al utilizatorului în mediul online. Este locul în care primești mail-urile de la prieteni, mail-urile de la magazin online la care te-ai abonat, newsletter-urile legate de informație, business și așa mai departe. E-mailul, acest anunț, care este sub forma unui mail, unui alt mail, este sponsorizat, este un link sponsorizat, apare ca prim mail în inbox-ul utilizatorului. Deci este alături de celelalte 20 de mail-uri pe care le vezi în inbox, este primul mail, anunțul sponsorizat. Ca o altă linie de mail, ca un mail nou. Apare doar subject line-ul prima dată, îți marchează ca fiind anunțul sponsorizat și subject line-ul, subiectul mailului, după care la click, în momentul în care dai click, ți se deschide anunțul, să spunem, se deschide mailul. Practic tu ai acolo un mail, vezi un mail în inbox-ul tău. Iar acest mail, că mă întrebai de metode de afișare, se poate afișa diferit. Poate fi odată o imagine. Avantajul Gmail este că îți oferă un spațiu destul de larg, 615 pixel cu de la 900 de pixel în jos, deci poți să ai o imagine destul de importantă și poți să comunici destul de multe lucruri, odată o imagine, iar dacă ești, de exemplu, un magazin online care vrei să-ți promovezi anumite produse, poți inclusiv să ai un carusel cu o categorie de produse, cu anumite produse specifice, cu preț, cu descrierea produsului și așa mai departe. Seamănă destul de mult, poate semăna foarte mult cu un newsletter pe care îl primești. Așa cum primești un newsletter, aici este un alt newsletter, numai că nu se afișează în funcție de adresa de mail, ci în funcție de segmentările pe care le faci tu printre utilizatorii de Gmail. Deci am posibilități și tehnice și creative de creație. Exact. Destul de mari, destul de largi. Îți oferă un spațiu de expunere foarte mare, spre deosebire de Google Display Network, unde avem niște bannere destul de limitate, 300 cu 250, 728 cu 90, nu poți să comunici foarte multe lucruri. Aici ai un spațiu de desfășurare mult, mult mai mare și vizual, poți să comunici și produsele, poți să comunici împreună vizual cu carusel de produse, deci este îți oferă o arie destul de mare de a te juca. Cu acest tip de formate video pot fi inserate, pentru că video e foarte trendy acum, se consumă foarte mult. Poți să inserezi un video? Da, există acolo? Și opțiunea de a pune un embed de YouTube, nu de a urca un video, ci un embed de YouTube în acel anunț, mai degrabă pentru branduri, să spunem, care vor să atingă o vizibilitate mai mare a videoului lor. Poate fi inserat în Gmail.